Un minor în vârstă de 17 ani a omorât pe trecerea de pietoni o femeie însărcinată. Ca și cum nu era de ajuns, a fost rănită și fetița acesteia de numai 2 ani. După un proces de aproape jumătate de an, organele de judecată au hotărât în prezent să condamne minorul la doar un an de închisoare, cu executare și eliberarea din arest preventiv până la hotărârea definitivă. Soțul femeii consideră pedeapsa mult prea mică pentru așa zisul șofer. Mai mult, se teme că odată eliberat, adolescentul va încerca să fugă din țară pentru a nu mai răspunde de faptele sale. În ziua în care a provocat accidentul, tânărul era sub influența băuturilor alcoolice. Accidentul s-a produs în luna octombrie 2015, când femeia de 27 de ani a fost lovită pe trecerea de pietoni de lângă o grădiniță, loc unde se oprise să își lase fetița, scrie portalul actual. Maramureș.ro.